Marian, tu dai și el. Băi, eu vă botez pe toți. Ia zi, Mariane. Așa, Florin. Așa, după ce că nu am prins nimic până acum, că nu a început ziua exact cum trebuie, mai pune și tu puțină sare pe rană. Oricum, vreau să spun ceva. Am început weekendul în cel mai frumos mod. Sunt la Tâncăbești, pe baltă. Este un concurs de pescuit, a început în dimineața asta și ține până duminică. Deci timp mai avem să prindem pește. Am început noi puțin mai greu, dar ne revenim până la urmă. Vreau să vă spun că mi-am făcut niște prieteni pe aici și ei sunt veniți de aseară, au venit să vadă locul, însă de dimineață se pescuiește. Până acum n-a fost să fie. Salut, băieți! Salut. O să fie bine, credeți-mă, până duminică îl topim. Avem timp să prindem ceva, mai ales că vrem să-l aducem și pe Ristei, îl aducem și pe el la pescuit până la urmă. Super, super. Oricum, la ora 12, acum trebuie să tragă... După 12. După 12, mai ales la 12. Așa am zis și la Răzvan și Dani, că după 8, după 11, acum după 12. Să face prezentările. Alex Mocanu, partenerul meu, Adrian Zaharia. Un weekend perfect la Tâncăbești, o baltă minunată, suntem pescari, asta ne dorim să facem, să fim pe malul apei. Din păcate n-am prins nimic, dar urmează să prindem, cum spuneam, la ora 12. Fii atent, mulți zic despre pescari, domnule, suntem cei mai mincinoși, că suntem în toate felurile. Însă ce ar trebui să știe despre noi? Că până la urmă că e un sacrificiu, nu? Că în weekend poate plecai cu soția, poate, nu știu, plecai la munte, în alte locuri, însă tu până duminică ești prins aici. Un mare sacrificiu, de multe ori mai mințim și pe acasă, că soția, copiii, că avem treabă, că plecăm în delegație, noi suntem unde vrem, la pescuit, poate și cu o mică bere. Dar nu este adevărat ce se spune despre pescari că sunt mincinoși. Vă spun eu, sunt foarte mincinoși. Hai să nu mai băgăm. Fii atent, pe repede, înainte facem o prezentare. Ce avem aici, ar trebui să știi. Acolo avem cântarul pe care până acum nu l-am folosit, din păcate. Până la câte kilograme se poate vedea? 50. Până la 50 de kilograme. Da, da. Până la 50 de kilograme. Avem tripodul, prindem peștele cu minciogul acolo, care îl vedeți. Aici este salteaua de prezentare. Aici prindem pește, îl punem ca să nu-l rănim. Să nu-l rănim, bineînțeles. Este un sport ce facem noi aici, nu doar un pescuit, un pescuit sportiv. Luăm peștele, îi facem poze, îl pupăm, îl sărutăm, cum doriți dumneavoastră, după care le liberăm. Am înțeles, acolo avem și o bărcuță. Un avomodel, da, cu care plantăm, nădim locul. Plantăm. După care lansetele pe rotpod așezate și așteptăm doar un sunet pe care fiecare pescar, de asta suntem noi pescari și venim aici, să auzim acest sunet. Acest sunet. Credeți, Florin, o să devii pescar. Când auzi sunetul ăsta, nu te mai interesează. Sună telefonul, alarma, nu. Ăsta este sunetul care te trezește la orice oră din zi și din noapte. Însă la noi nu s-a întâmplat până acum. Ia uite ce frumos sunt. Auzi, Mariene, dar salteluța aia și bărcuța, eu cred dar că sunt pentru odihnă după câteva beri, nu? Cred că sunt mai potrivite decât pentru pește. Nu are legătură, adică nu amestecăm lucrurile. Noi suntem profesioniști. Se vede. Adică nu cedăm atât de ușor. Un weekend minunat vă doresc acolo. Bine, așa a început weekendul. Și aș vrea să te întorci acasă cu o captură. Îți mulțumesc.